Bună ziua, Cristi. Într-adevăr, avem cod portocaliu de caniculă în Oltenia, Muntenia și vestul Dobrogei, cu temperaturi de până la 41 de grade, însă acest cod portocaliu de caniculă se suprapune cu unul de instabilitate atmosferică în Oltenia, centrul țării și sudul Moldovei. O avem lângă noi pe doamna meteorolog de serviciu Meda Andrei, care ne va explica cât mai durează acest val de căldură și vreau să vă mai întreb la ce fel de fenomene atmosferice să ne așteptăm în zona afectată de codul portocaliu de instabilitate atmosferică. Bună ziua și bine v-am găsit. În primul rând, acest val de căldură va dura cam până spre sfârșitul acestei săptămâni, din păcate. Prin urmare, avem cod galben în mare parte din țară, mai ferite urmând a fi cam Moldova, mare parte din Moldova. În rest, cu mici variații de la o zi la alta, cam peste tot o să fie temperaturi care să depășească 35-36 de grade, vorbind în principal de zonele de câmpie și cele de podiș. Iar pentru codul portocaliu, astăzi a spus bine dumneavoastră, în partea de sud a țării, în mare parte din partea de sud, aici unde vor fi temperaturi cuprinse în general între 38 și 41 de grade. Iar al doilea cod portocaliu se referă la ziua de marți, atunci când în Banat, în Crișana, de asemenea în Oltenia, local în Muntenia și în Maramureș, în vestul Transilvaniei, vor fi din nou valori de temperatură în general între 37 și 40 de grade, așadar cumva asemănător cu ce va fi astăzi în sudul teritoriului. Iar dacă ne referim la instabilitatea atmosferică, astăzi aceasta va fi prezentă în centrul țării, local în sud și în est, și fenomenul principal va fi vântul. Este adevărat, vor fi scurte intervalele acestea cu vânt mai puternic, adică de ordinul la câtorva zeci de minute, nu toată ziua, dar atunci când vor apărea, din păcate, acest vânt va fi destul de intens, va lua aspect de vijelie și vor fi zone unde se vor depăși 80-90 de km pe oră. Să nu ne așteptăm ca în toate zonele acestea unde avem portocaliu, localitate de localitate, toată ziua să bată vântul, să plouă și așa mai departe. Nu este ca vara, când în mare parte din interval este cald, este soare, dar pentru scurt timp să apară astfel de manifestări, cum am spus, de exemplu, vijelia. Însă pot să apară și grindină, de asemenea averse cu caracter torențial și în intervale scurte de timp să se depășească 15-25 de litri pe metru pătrat, poate chiar mai mult. Însă aversele și grindina de această dată sunt cumva în plan secundar. Mai degrabă vântul să fie cel de interes. Foarte bună explicație, vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, Cristi, în București avem cod portocaliu de caniculă. Specialiștii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență recomandă oamenilor să evite deplasările în afara casei în perioada între 11 și 18, să se hidrateze, să poarte haine deschise la culoare. Așadar, avem cod portocaliu de caniculă în București și acest cod de caniculă se suprapune cu un cod de instabilitate atmosferică, cod portocaliu, în Oltenia, centrul țării și sudul Moldovei. Acestea sunt informațiile. La revedere!